Vin evaluările pentru elevii de gimnaziu. Anul acesta este pentru prima dată când aceste testări vor fi susținute și de către ceilalți elevi de gimnaziu. Vom începe cu clasa a patra pe 28 și 30 mai, urmând să finalizăm cu clasa a șasea pe datele de 5 și 6 iunie. Subiectele vor fi conform modelelor publicate pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare, de aceea rog cadrele didactice care până acum nu au aplicat la clasă aceste modele să facă acest lucru în timpul următor. Potrivit conducerii inspectoratului, subiectele vor putea fi rezolvate de către orice elev. Subiectele nu sunt dificile, numai că sunt într-un alt format decât sunt obișnuiți elevii. Avem o probă la limbă și comunicare, deci asta înseamnă că elevii cel puțin clasele a patra și a șasea dau și deci un test interdisciplinar, limba și literatura română și apoi cu prima limbă străină studiată, engleză sau franceză, apoi proba la matematică și științe ale naturii, constituită din matematică, subiecte de biologie și de fizică. Nu sunt grele subiectele, nu mai trebuie atenție, pentru că mai sunt și mici capcane. Primii care vor susține probele de evaluare sunt elevii din clasa a patra. Aceștia vor susține probele la limba română pe 28 mai 2014, la matematică pe 29 mai 2014 și la limba maternă pe 30 mai. Elevii de clasa a doua încep evaluările pe 2 iunie la limba română scris și citit, pe 3 iunie limba maternă scris și citit, 4 iunie 2014 matematică. Elevii de clasa a 6-a susțin probele de evaluare pe data de 5 iunie la limbă și comunicare, pe 6 iunie continuă cu matematica și științele ale naturii.